Tragedia s-a produs duminică seară, bătrâna s-a trezit că bărbatul cunoscut în sat cu afecțiuni psihice intră peste ea în casă și se apucă să o lovească în încercarea de a întreține relații sexuale. Plină de vânătăi, curând pe față, pe trup și pe mâini, bătrâna a fost găsită de o vecină care a dat alarma. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că un bărbat de 30 de ani din comuna Vultureni, cunoscut în evidențele medicale cu afecțiuni psihice, este suspect de săvârșirea unei infracțiuni de viol față de o bătrână de 87 de ani din localitate. Bărbatul a fost transportat și internat la secția psihiatrie din cadrul Spitalului Județean Bacău, iar în cauză polițiștii efectuează cercetări și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Tânărul nu e la prima abatere, tot satul e terorizat de el. Dacă nu știe medicamentele pentru oligofrenie și nu e supravegheat, intră în casă, lovește, strică și chiar ar fi încercat de mai multe ori să violeze. Bărbatul a mai fost cercetat în trecut pentru alte cauze penale, însă a intervenit împăcarea părților. Femeia este în stare gravă cu multiple rând pe trup. Pacienta a fost adusă de o ambulanță în cursul gărzii de ieri cu stare generală gravă. Din relatările celor care au dus-o, se pare că e vorba de un viol cu agresiune. În prezent este cu un traumatism craniofacial, cu multiple plăgi, echimoze și escoriații la nivelul facesului și a cutiei craniene, cu traumatism toracic cu două coaste rupte. Sperăm că evoluția va fi bună în viitor. În funcție de ancheta polițiștilor se va decide și soarta tânărului. Acesta nu va putea sta internat la secția de psihiatrie mai mult de o lună. Apoi fie se va întoarce în familie, fie va fi închis într-un centru de specialitate.